Salutare, dragii mei, eu sunt Brod Heather. În acest filmuleț voi răspunde câtorva dintre întrebările pe care mi le-au adresat câțiva oameni. Hai să vedem despre ce întrebări este. Oricum, bine, am citit în prealabil. Unele sunt de-a dreptul nostru, interesante. De când tragi cu arcul, mă întreabă Eugen. Eugen trag din anul 2 de facultate, însemnând primăvara lui 2010. Vorbești despre vânătoarea cu arcul. Ai vânat vreodată cu un arc? Mă întreabă Claudiu. Claudiu, nu știu la ce te referi sau unde te referi dacă am vânat vreodată cu un arc. La noi în România, în alte țări, indiferent de răspunsul este nu. Da, vorbesc despre vânătoarea cu arcul pentru că încerc să transmit niște informații utile, niște interpretări juridice, deoarece vreau să vin în sprijinul celorlalți arcași pentru a nu cădea în capcana, în eventuale capcane ale autorităților, ale pădurarilor, ale lucrătorilor colurilor silvice, ale polițiștilor, jandarmilor, etc. Da? Îmi place să vin, să ajut, să ofer niște explicații ale articolelor de lege. După cum probabil, dacă mi-ai urmărit filmulețe, ai observat că fac. Și prin lucrul ăsta sper să vin în ajutorul multor arcași, pentru că la început, anul trecut, când a fost aprobată legea și publicată în Monitorul Oficial cu modificările pe care le-a suferit atunci, o grămadă de arcași s-au panicat. Au crezut, la un moment dat, în articol, este un articol 42, litera Q, spune că dacă pătrunzi cu un arc pe un fond de vânătoare, săvârșești infracțiunea de braconaj. Dar infracțiunea de braconaj este prevăzută, este definită în articolul 1, dacă nu mă înșel, al acelei legi și, din definiție, trebuie să rezulte scopul de a bracona, de a ucide sau captura vânătul, etc. Și, și practic, întrebarea, ai vânat vreodată cu un arc? Nu. Ce tip de arc folosești? Ai mai folosit și altele? Mă întreabă Moga. Moga, momentan folosesc două tipuri de arc. Un compound și un scit, un tradițional. Și da, am mai folosit și altele, în speță arcuri Ricarf. Practic cu el am început. Ai participat la concursul de tir cu arcul? Mă întreabă Vlăduț cu TZ. Vlăduț, nu am participat la niciun concurs de tir cu arcul. Sper, dacă dă Dumnezeu, să nu intervină nimic, în toamna acestui an, în speță luna viitoare, în noiembrie, să mă prezint și eu la un concurs. Sunt o grămadă. Cât costă un arc? Mă întreabă Marcus cu capa. Marcus, depinde de care arc, la care arc faci referire sau de care arc vrei să-ți cumperi. În general, la Ricarf și la Compound, prețurile sunt oarecum asemănătoare. Compoundurile sunt de regulă scumpe, Ricarvurile sunt medii ca preț, iar tradiționalele sunt, din ce am observat, cele mai ieftine. Dar, repet, nu este o regulă. Din ce să-mi confecționez o țintă? Mă întreabă Drăgoșescu. Drăgoșescule, cea mai simplă țintă de construit este sacul umplut cu haine sau o cutie din carton umplută cu haine vechi, etc. Într-un final vei ajunge la concluzia că tot una cumpărată, gata, făcută, special confecționată pentru arc, este alegerea cea mai indicată. Câștigi bani din YouTube? Mă întreabă Gabriel cu 2 L. Gabriel, nu câștig bani din YouTube. Ceea ce fac, fac din pasiune. Și chiar dacă aș fi intenționat să câștig bani din YouTube la numărul de vizualizări pe care le am pe filmuleț, nu cred că aș fi câștigat nici măcar un penny. Câte arcuri ai? Mă întreabă Florin. Florin, am două arcuri, un compound și un scit. Vreau să-mi cumpăr un arc. Ce acte îmi trebuie de la poliție? Mă întreabă Ion23Ion. Ion23Ion, nu trebuie niciun act de la poliție, pentru că din 2011, dacă mi-aduc bine aminte, arcurile au fost
scoase de sub restricțiile, sub regimul restrictiv al legii 295/2004, actualizată până în prezent, adică de sub regimul restrictiv al legii armelor și muniților. Care e diferența între un arc compound și un arc normal? Mă întreabă Ovidiu 01. Ovidiu 01, la ce te referi când spui un arc normal? Un Ricard sau tradițional? Oricum, cea mai evidentă diferență este cea de design, de aspect. Iar printre alte diferențe se numără și precizia mai mare la un compound, puterea mult mai mare, acel, să-i spunem, nu fenomen, acea posibilitate de a ține coarda întinsă mai mult timp, definită în două cuvinte de american, let off. Arcurile compound au let-off, adică acea lăsare, să-i spunem așa, mot-a-mot, lăsare din puterea cozii. Când întinzi arcul la maximum, în capul maxim de întindere, în capăt aici, practic tu nu simți 70 de pounds sau cât are arcul, puterea lui maximă, la cât l-ai setat-o, simți mult mai puțin. Precizia, aparatele de ochire, aici când vorbim de un Ricard și comparații compound cu Ricard sau cu tradițional, Ricard din acela făcut într-o singură bucată, nu demontabil, takedown, preț, etc. Ce bătaie are arcul ăla negru cu role? Mă întreabă Remusică cu 2 de mâini și capa. Remusică cu 2 de mâini și capa. Arcul ăla negru cu role este un arc compound, ca să pe viitor să știi cum să-l numești. Și ești a 24-a persoană, crede-mă, țin minte, deci vă notez pe fiecare. Ești a 24-a persoană care mă întreabă ce bătaie are arcul compound, până unde bate arcul. Nu știu, n-am tras. Eu am în vedere în proiect să și filmez o astfel de tragere, dar din calcule teoretice am estimat între 500 și 700, am estimat rezultatele calculelor teoretice, exprimau valori cuprinse între 500 și 700 de metri de săgeată. Cât costă o săgeată cu laser roșu? Mă întreabă Mimi. Mimi, după nume, presupun că e fata. Mimi, nu am săgeți cu laser roșu, probabil că te referi la lumenocuri, nocurile alea luminoase. Partea aia luminoasă, care lumina e roșie din fundul săgeții, să-i spun așa. Da, ăla se cheamă lumenoc, noc luminos. Partea, piesa din spate a săgeții se cheamă NOC, acea piesă care vine și se prinde pe coardă. Asta se cheamă NOC și sunt două tipuri, luminoase și neluminoase, din prisma asta. Da, și deci repet, ăla se cheamă lume NOC, NOC luminos, și nu costă. Nu se vând separat săgeți cu nocuri luminoase și săgeți fără nocuri luminoase. Săgețile vin standard, fără noc luminos, cu noc simplu. Nocurile acelea luminoase sau laserele alea roșii, cum le spui tu, se cumpără separat și se introduc în săgeată. Se scoate nocul simplu, se introduce nocul luminos. De unde îmi pot cumpăra un arc? Mă întreabă Monique cu Q. Monique QE. Da. Avem în România o grămadă, suficient de multe magazine online de unde poți achiziționa un arc. Nu le dau nume. O căutare pe Google ți le va arăta pe toate. Am voie să trag cu arcul în pădure. Mă întreabă Octavian. Octav 14N. Octavian. Da. Pe scurt, da, ai voi. Nu stau să-ți explic, urmărește în filmulețele și hai să înțelegi de ce.
Probabil că până acum ai auzit din partea unor apropiați, că, nu știu, amici de-ai tăi, că vezi, domnule, că bă, că-i braconajul. Da, crede-mă, ai voie. Ce părere ai despre Lars Anderson? Întreabă Anonymicus. Anonymicus, da. Era să spun Anonymous. Anonymicus. Ce părere să am? Sincer, mi se pare un tip foarte interesant și un om care a muncit foarte mult ca să ajungă la performanța aia. Adică, hai să fim serioși, să tragi, să faci Robin Hood, vârf în vârf, vârf în noc, aproape toți arcași am făcut cel puțin un Robin Hood la viața noastră, de când tragem cu arcul. Care nu? Ce să vă zic? Succes! Dar mi se pare un tip care a lucrat foarte mult, s-a antrenat foarte mult ca să reușească acele șmecherii. Și practic mi se pare foarte greu să tragi pe gardă inversă, adică fiind dreptat și în loc să ții săgeata pe, să sprijin săgeata pe partea stângă a arcului, să o sprijin pe partea dreaptă. Apare, când eliberezi săgeata, apare acel paradox, efect numit paradoxul arcașului. Datorită faptului că săgeata este împinsă de către coardă din spate, da? Ea se curbează, suferă o curbare, un efect de curbare în timpul mișcării. Dacă vârful curbei lovește corpul arcului, atunci traiectoria săgeții va avea de suferit. Și practic săgeata nu va merge drept către țintă, ci va lovi în lateral, de regulă dreapta, dacă ești dreptaș. Sau în stânga, dacă ești stângaș. Nu e dificil să tragi pe gardă inversă, de exemplu, cum nu este dificil să faci scamatoriile lui, repet, să sari, să tragi în săritură, nu știu, din viteză, să tragi repede câteva săgeți. Ține de antrenament și de arc. Dacă ați fost atenți, pe toată durata filmulețului, el trage, folosește mai multe arcuri. Și ultima întrebare, unde tragi cu arcul? Mă întreabă Laur Barajos AK. Eu sunt din Brăila, Laur, și trag undeva la marginea orașului. Într-o pădure. Că tot mă întreba cineva mai devreme. Trag într-o pădure. Dacă ieși și tu din Brăila și vrei să înveți să tragi cu arcul, dăm de veste. Ăsta a fost primul set de întrebări. Sper să urmeze și altele. Dacă nu vor urma, cine știe, poate că v-am răspuns pe îndelete tuturor acestor întrebări. Până data viitoare, eu sunt Broadheader. Fraților, dacă nu aveți un arc, cumpărați-vă un arc. Sfatul meu este să vă luați un compound, învățați să trageți cu el și nu aveți probleme, nu o să-l stricați. Pentru că experiența tipului cu arcul este incomparabilă. Ceau!